Am crezut că e cutremur, m-am băgat sub grindă, am văzut că nu se mai termină, eu am trăit cutremurul din 77 și știu ce e aia. Și am văzut că nu se mai termină și atunci, auzind și zgomotele de aici, am dedus că s-ar putea să fie altă cauză. Și într-adevăr am coborât în stradă, unde erau mai mulți vecini, nu doar noi care suntem acum aici. Ieșiseră și de aici, de la blocul roșu, ieșiseră și de la numărul 10 cineva, și de la blocul ăsta galben. Toată lumea speriată ce s-a întâmplat. Și am aflat că, mă rog, cauza era aici. Am făcut gălăgie, deocamdată s-a oprit. Vedem ce urmează, dar treaba nu se mai poate repeta, pentru că pot fi consecințe insidioase pe care poate nici nu le vedem acum. O să le vedem peste câțiva ani. Și trebuie lucrat cu grijă, adică și noi suntem pe pământul ăsta. Cam asta ar fi de spus. E foarte neplăcut. Foarte, foarte neplăcut.